PSD solicită instituțiilor abilitate să declanșeze de urgență o investigație penală cu privire la utilizarea resurselor umane și bugetare din Cancelaria primului ministru în campania electorală lui Florin Câțu pentru șefia PNL. Documentele apărute în presă cu privire la punctajele de comunicare pentru campania internă a premierului Câțu realizate de angajații Cancelariei premierului constituie probe temeinice care justifică pe deplin o astfel de anchetă, iar în trecut au fost numeroase cazuri similare pentru care s-a constituit dosare penale. Punctajul emis de Cancelaria primului ministru cu titlul Florin Câțu, candidat pentru președinția PNL, arată că premierul Câțu și-a stabilit sediul oficial de campanie în biroul său de la guvern și folosește în mod necuvenit resursele și personalul bugetar în lupta sa politică din partid, a transmis PSD. În documentul de la care a izbucnit scandalul, liberalii sunt instruiți cum să acționeze în campania lui Florin Câțu și cum să îi distrugă adversarul, respectiv pe Ludovic Orban. Membrilor PNL li se cere să furnizeze informații care să-l incrimineze pe actualul lider liberal. Liderii din campania premierului trebuie să iasă mai mult la TV pentru a comunica, inclusiv miniștrii PNL care îl susțin pe premier. Mers în studio, intrat prin Skype sau prin telefon. Și aici sunt două paliere, apărarea guvernului și candidatura la șefia PNL. Este foarte important ca lideri ca Rareș Bogdan, Dan Vâlceanu, Robert Sighiartău, Alina Gorghiu să fie prezenți în prime time la televiziuni. Trebuie să se vadă că sunteți o echipă, să se vadă că există unitate și echipa câștigătoare nu divizează ca Orban. Când sunteți invitați, spuneți că puteți aborda și lupta pentru Congres în emisiune. Vă rog să ne dați ponturi, mie și colegei mele, Dana Păcurari, informații pe care le aveți despre tabăra Orban pentru a le da în presă. Ce negocieri duce, cum vrea să ia oamenii la bucată, orice poate fi folosit pentru a arăta că se tem că pierd, că sunt disperați. Se arată în documentul cu antetul guvernului și care a ajuns în presa centrală. Potrivit PSD, acest fapt se circumscrie unei infracțiuni de corupție săvârșită de la cel mai înalt nivel al statului român, mai precis încălcarea articolului 13 din legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. În replică, deputatul PNL Gorj, Gheorghe Pecingină, a declarat că, în opinia sa, acesta este un fake news, iar documentul nu a ajuns la liberalii din țară.